Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când noi aici în studio avem o discuție aprinsă pe cu totul și cu totul alt subiect. Da, tot nu cu că bani. Ne-ar interesa neapărat achiziția în momentul ăsta sau în viitorul apropiat, dar ca principiu. Da, gestul contează. Da, gestul contează. Și anume, am pornit de la o întâmplare, eu știre, că primăria sectorului 6 vrea să schimbe niște regulamente de-astea de urbanism, nu știu ce regulamente, vor să dea o hotărâre prin Consiliul Local, primăria sectorului 6 din București, evident, prin care ar urma să oblige viitorii proprietari să cumpere și loc de parcare odată cu apartamentul nou. Dacă își cumpără cineva apartament nou, să cumpere și loc de parcare, indiferent dacă omul respectiv care cumpără sau familia are sau nu mașina. Și heliport, trebuie să-și cumpere și heliport. Dacă și ZAF este totalmente împotrivă și Luca și cu mine îl înghesuim. Păi, acum serios. Deci mă duc și iau un apartament. N-am mașină, n-am nici măcar carnet. Nici eu, nici soția sau... Așa. Și ce? Și mă mut în bloc. De ce să-mi iau loc de parcare? Dar vinzi. Că îl închiriezi. Dar n-am chef să-l vând, că nu fac trafic de loc de parcare. Este nici trafic, business. Este business. Dar nu e business. Mă țin nebunit. Oferi cuiva apartament. Sunt zone unde locul de parcare pleacă de la 10.000 de euro. De la 10.000, adică 10, 15. Adică dai bani să ții o casă. Da. Hai mă, mai pune 10.000 de euro, ții și loc de parcare. 15. 0372069599. Opiniile voastre pe acest subiect. Vă rog, sunați să ne descurcați. Acum, există și partea cealaltă, reversul medaliei. Adică, desigur, ZAF zice, da, eu nu vreau să-mi iau mașină. Tu ai mă mașină, ai și tu, are și nevastă, tare și socru, toată lumea are mașină. Deci asta tu te opui așa, din principiu. Păi da, pentru că sunt convins că sunt oameni care nu au mașină și nici n-au, poate nu conduc. Da, bicicletă și nu te-a interesat. În cele mai multe rânduri sunt oameni care consideră că e foarte scump locul ăla de parcare, preferă să nu-l cumpere și să parcheze pe unde și parchează pe stradă. Deci, potrivit legii, în România, de ani de zile, acum când se construiește un complex de ăsta nou, ești obligat să faci și locuri de parcare. Da, să faci locuri de parcare. Da. Pe principiu, domnule, hai să nu mai parcăm toți în stradă. Adică, dacă tot avem mașini, hai să parcăm la locul de parcare asigurat de bloc. Total de acord cu tine. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că omul vine și spune, eu nu cumpăr locul ăsta de parcare, că e 15.000 de euro. Scump, într-adevăr, e scump și mie mi se pare scump. Lasă-mă că las mașina pe străzi. În fond ce? Și rezultatul e că parcările stau goale, inclusiv parcările publice, subterane, cel puțin în București, nu știu cum e în alte orașe, dar în centrul orașului, în piața universității, de exemplu, parcarea e în permanență goală, în schimb, pe străzi, în jur, se aglomerează toți. Oamenii nu cumpără locurile de parcare, nu le folosesc și le lasă pe străzi. Să te oblige, dacă vrei să-ți iei mașină, să ai loc de parcare. Da. Cu asta sunt de acord. Mm-hmm. Și... Bravo, și asta e, dar e mai greu de controlat. Da, bun, acum, e adevărat, sunt scumpe și chiar la un cost de, cât s-a făcut acum, 600 de lei parcarea pe an. Ceea ce a scandalizat mulți bucureșteni. Pe bune, 600 de lei. Tot ți-ar trebui vreo 20 de ani ca să plătești cât un loc de parcare făcut de dezvoltator. Dar mașinile lăsate pe stradă, evident, încurcă circulația. 0372069599. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord ca la vânzarea unui apartament nou în București, nu vorbesc de blocuri vechi, de nu știu ce, astea care sunt făcute de dezvoltatori, să fii obligat să cumperi și loc de parcare sau nu? Eu zic că e ok. Păi tu știi câtă lume e care abia face un credit. E adevărat, costă mai mult, dar ăla îl închiriezi, e o sursă de venit, nu e rău. Crește valoarea apartamentului. Businessmenule. Andrei, bună dimineața. Bună dimineața, Andrei. Bună dimineața, vă salut pe toți. Eu sunt de acord cu locul de parcare, pentru că în orice țară civilizată, toată lumea se gândește mai departe de ușa apartamentului. Excelent. Și dacă este subteran și ne plac murăturile, dacă nu parcăm bicicletă sau, motocicletă peste iarnă, putem să punem murăturile acolo. Adevărul că să-ți iei o cămară la 15.000 de euro mi se pare... Bună și asta. Mulțumim. Foarte bun. Opinie. Roxana, ești în direct cu noi. Bună dimineața. Roxana, te rog. Bună dimineața. Bună. Eu sunt și nu sunt de acord și vă spun de ce. Odată pentru că ceilalți care avem apartamente în blocuri mai vechi, nu avem loc de parcare. Da. Nu avem posibilitatea să obținem unul. Păi da, în felul ăsta, cei care se mută scade cererea pentru locurile de parcare autorizate de primării și vor fi mai multe și pentru cei din blocurile fără locuri de parcare. Într-adevăr, dar acum la niște costuri atât de mari, mi se pare un pic cam
Păi nu, mulți. Că tu dacă stai într-un bloc vechi, pe tine nu te obligă nimeni să cumpere un loc de parcare, dar pentru tine vor rămâne mai multe locuri de parcare mai ieftine, de ale primăriei. Într-adevăr, într-adevăr, dar mai era un proiect la un moment dat la primăria sector 6, care spunea că vor să pună acele accipilduri. Sau, mă rog, sunt niște chestii cu cod QR prin care să scaneze mașina parcată pe locul tău ca să vadă dacă este într-adevăr proprietarul care are locul de parcare, mm-hmm, pentru a scădea sau, mă rog, a defavoriza pe cei care fac camătă, ca să zic așa, sau pe cei care subînchiriază acel loc de parcare. Și atunci se cam bate cap în cap. Nu, pentru că ești proprietar, nu ești, adică locul de parcare respectiv n-ar fi închiriat. Dacă ești proprietar, treaba ta, poți să faci ce vrei cu el, poți să-l vinzi, poți să-l închiriezi, ești proprietar. Adevărul că eu aș fi de acord până la urmă. Da, domnule, dăm 15.000 de euro pe un loc de parcare ca să aibă ceilalți să-l închirieze cu 600 pe lună. Eu sunt de acord. Răzvan, neața. Salut, Răzvan. Neața. Da, salut. În Iași, din câte știu eu, este deja așa ceva. Aha. Adică este obligat să ții loc de parcare dacă ai mașină. Nu, dacă ții apartament. Nu. Da. Și mi se pare normal, sincer. Adică, uite, și până la urmă poți să-l vinzi. Poți să-l vinzi după aia. Cererea e foarte mare pe loc de parcare. Uh-huh. Bun, și care e șmecheria dacă l-ai vândut după aia? Nu te obligă nimeni să te îngropi cu el. Asta vreau să spun. Bogdan, bună dimineața. Salut, Bogdan. Neața. Bogdan, bună dimineața. Să trăiești. Eu cred că e doar un mic pas necesar, dar nu și ultimul. Uh-huh. Fără transport în comun ne vom pune aceeași întrebare ani de zile. Foarte bună observație. Bravo. Și fără descurajarea achiziției de mașini în orașe. Și mi se întâmplă să mai merg în vacanță în câte un oraș italienesc. Vechi. Străduțe mici, înguste. Mă, nu vezi mașini parcate pe stradă, nici n-ar avea unde să parchezi. Și mă întreb, cum Dumnezeului se întâmplă? Mai vezi așa câte una, două parcate prin câte o curte. Mai e cineva norocos, are o curticică, reușește acolo să înghesuie două mașini. Dar restul oamenii aia unde își lasă mașină și cum trăiește? Și de ce toată lumea invidiază? Pentru că s-au făcut parcări. Unde naiba sunt parcările în orașele alea? Eu nu le văd. Le ajută văzut și clima. E adevărat, dar știi ce? Nu e frig, e praf, e nasol. Du-te-mă de aici. Vrei să-mi spui că nu se poate merge cu bicicleta? Plouă, da. Răzvan, bună dimineața. În Danemarca, în Amsterdam, în locurile astea unde plouă, e frig, e nasol. Eu sunt, că mai fost un Răzvan mai devreme. Te rog, zi, tu ești, te ascultăm, te rog. Vorbeam. Da, sunt mai mult decât de acord cu să fii obligat să-ți cumperi locul de parcare atunci când îți achiziționezi un apartament nou. Da. Și cum a spus și domnul dinainte, este un prim mic pas. Trebuie să dezvoltăm rețelele de transport în comun, trebuie să încurajăm mersul pe bicicletă, dacă se poate în Norvegia, de ce nu s-ar putea și în România? Poftim. Și dacă n-ai mașină, dacă n-ai mașină, ești de acord să dai banii ăștia când îți iei o casă nouă? Să ai și loc de parcare? Da, sunt mai mult decât de acord, pentru că foarte mulți spun că nu au mașină, chiar dacă au, sau urmează să se achiziționeze. Aha. Nu ai mașină, nu te obligă nimeni să-l păstrezi. Ți l-ai achiziționat locul de parcare, poți să-l vinzi ulterior, poți să-l închiriezi. Poți să pui un cort pe el. Poți să faci orice. Mulțumim tare mult. Murăturile, ne-ai auzit. Da, mai aia cu murăturile mi-a plăcut cel mai mult. Marius, neața. Salut. Bună dimineața. Mie mi se pare o prostie incomensurabilă în momentul în care vrei să-ți iei o casă, să te oblige să-ți iei loc de parcare. Din mai multe motive. În primul rând, locul de parcare are un preț, ceea ce ați spus și voi, neconform cu ceea ce, sau neconform cu ceea ce s-a investit pentru realizarea lui. Parcările, nu e adevărat. Nu. Stai puțin. Problema în parcările subterane, tot ce înseamnă să săpătură și costă construcție subterană, este foarte scumpă. Da, să știi că nu face parte din săpăturile pentru fundația blocului. Nu e același lucru. Nu, trebuie izolată, trebuie alimentat. Dar într-adevăr sunt prea mari prețurile în foarte multe situații, dar asta și pentru că e situația de așa natură. Dacă oamenii ar fi obligați să cumpere locuri, automat și dezvoltatorii ar trebui să mai lase la preț, că și-ar pierde clienții. Sigur. Ba da, că e greu să mai vinzi.
În primul rând trebuie să lămurim un aspect. Discutăm de numai de locurile de parcare subteran sau și de cele supraterane, pentru că mulți dezvoltatori vând, să zicem, cu 15.000 un loc de parcare subteran și cu 10.000 unul supraterean, care înseamnă doar o bucată de teren de, să zicem, 20 de metri pătrați locul tău de parcare pe care o betonează. Da? Deci sunt unii care vând și locuri de parcare supraterane. Deci, da. Bun, acum aici piața o să regleze lucrurile astea destul de repede. Adică dacă chiar va trebui să cumperi 2 metri pătrați cu 10.000 de euro, probabil că lumea nu va cumpăra. Era o afacere bună pe vremuri. Vă mai aduceți aminte? În București, în anii 90, cu parcările publice. Da, mai târziu chiar de anii 90. Cu domnul Cocoș și domnul Andreaș, parcările Dali. Excelent. Tragem o linie pe trotuar, încasăm bani. Excelente. Marian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Salutare! Lucrurile sunt undeva la mijloc. Da. Toată lumea are dreptate. Contează în ce situație te găsești în momentul în care trebuie să iei decizia de a cumpăra un astfel de loc de parcare. Eram în Viena și mă întorceam seara, ne prindea 11 noaptea pe stres. Și am văzut pe cineva care se uita pe la mașini. M-am apropiat, era un polițist, da, mai exact o polițistă. Și verifică dacă care... au tichetul de parcare. Exact. Da, și asta e. Și treaba asta, câte zile am stat acolo, da, 4 zile la rând. Așa e, în orașele civilizate, care... dacă ai o mașină, te costă da, în permanență să o lași undeva. Da, corect. În România e asta mai rar. Asta e o variantă. Cealaltă variantă este, dacă am fost în situația să cumpărăm două apartamente cu plate și eram obligați să cumpărăm două locuri de parcare. Ne mutam în centrul orașului pentru că dorim să scăpăm de trafic și vroiam să renunțăm la o mașină. Uh-huh. Am renunțat la cumpărarea acelui apartament pentru că îmi creștea cu 10% valoarea, ceea ce însemna vreo 30.000 de euro. Uh-huh. Însemnând că valoarea mașinii pe care aș fi vândut-o plus valoarea locului de parcare. Da. Da, sigur, nu e o chestiune simplă, sunt și lucruri pozitive și negative aici, fiecare cântărește pentru el. Sunt curios dacă o să se aplice decizia asta pe undeva, prin sectorul 6 sau în altă parte. Sunt curios dacă în Iași chiar o fi așa. Da, o putea așa cum să a spus ascultătorul nostru. Singura variantă rămâne aia cu murăturile, aia rămâne în picioare. Dar cred că da. Cred că este obligația, e de atâta vreme obligația administrațiilor locale în majoritatea orașelor României să descurajeze deținerea de mașini, dar în același timp să dezvolte mijloace de transport în comun sau mijloace de transport alternativ. Ori aici mi se pare că nu se întâmplă nimic și tot ne mirăm că nu mai avem pe unde să mergem, că e poluare, că știm ce trebuie făcut și nu se face. Se dau în continuare autorizații de construcție pentru clădiri cu 2, 3, 4, 5 etaje și fără nici măcar un loc de parcare. Nu cred că se mai dau. Vai de mine. Serios? La mine în cartier s-au construit recent. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.